Salut! Astăzi ne vom juca cu numerele învățate. Numerele naturale ne arată câte obiecte sunt într-o anumită mulțime. Spunem că celor 24 de creioane din mulțimea aceasta îi corespunde numărul 24, care este format din cifra 2 pe poziția zecilor în stânga și cifra 4 pe poziția unităților în dreapta. Pentru scrierea numerelor naturale, folosim cele 10 cifre de mai jos. Te invit să te joci cu aceste cifre, formând numere care să respecte condițiile date. Să începem! Din cele 3 numere de mai jos, alege-l pe cel mai mare. Constatăm că toate numerele au aceeași cifră la 10, deci ne vom uita la unități și vom alege numărul care are cea mai mare cifră la unități, deci numărul 99. Care este succesorul numărului 79? Succesorul sau vecinul mai mare al lui 79 este 80. Care dintre numerele de mai jos este predecesorul lui 90? Predecesorul sau vecinul mai mic al lui 90 este 89. Haideți împreună să numărăm boboceii de rață. Vă amintiți cum numărați obiectele dintr-o mulțime? Numărăm astfel boboceii de rață. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acesta este un șir de numere ordonate crescător, o parte din șirul numit șirul numerelor naturale. Regula de formare a acestui șir este aceea că orice termen care urmează este un număr cu unul mai mare decât precedentul. Dar nu toate șirurile numerice au aceeași regulă de formare. Priviți acest șir. 12, 23, 34, 45, 56. Ce ai descoperit? Lipsesc unele numere din șirul numerelor naturale. Cifrele de la 10 și unități sunt diferite în cazul fiecărui număr și cifrele cresc de la un termen la altul. 67, 78, 89. Când vorbim despre numere identice, ne referim la numere care au cifre identice, adică aceleași cifre. Cel mai mic număr de două cifre format din cifre identice este... Bravo! Este 11! Să vedem dacă ai fost atent la tot ceea ce ai învățat azi. Cristina a scris numărul 57 pe steluța roz, Ana numărul 60 pe steluța verde, iar Ioana a scris 48 pe steluța albastră. Adevărat sau fals? Pe steluța verde, Ana a scris un număr impar. Vă mai amintiți care sunt numerele pare și cele impare? Numerele pare au cifra unităților, una dintre cifrele, 0, 2, 4, 6 sau 8. Celelalte se numesc impare. Numărul 60 are pe locul unităților cifra 0, care este considerată cifră pară. Deci, această afirmație este una falsă. Pe steluța albastră este scris cel mai mare număr dintre toate.
Cel mai mare număr scris pe steluțe este 60, deci este fals. Cristina și Ioana au scris numere impare. Cristina a scris un număr impar, dar numărul scris de Ioana este unul par. Fals. Ioana a scris predecesorului 49. Ioana într-adevăr a scris vecinul mai mic al lui 49, adică 48. Adevărat! Cristina a scris cel mai mare număr mai mic decât 58. Cel mai mare număr mai mic decât 58 este 57. Adevărat! Continuă și rezolvă! Cristina sau Ioana au o steluță cu număr par. Una dintre ele are o steluță cu număr par. Adevărat! Ana și Ioana au steluțe cu numere pare. Numerele 60 și 48 într-adevăr sunt numere pare. Adevărat! Cristina și Ioana au steluțe cu numere pare. Doar Ioana are scris pe steluța sa un număr par. Deci este fals. Te-ai descurcat excelent azi. Te felicit!